Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. După neînțelegere din coaliție, fiecare a început să-și scoată coarnele, se împung acolo PNL cu USR Plus. E o problemă politică. Nu ar trebui să ne intereseze decât prin prisma faptului că acest scandal politic influențează extraordinar de mult toată viața economică și financiară a României. Despre aceste lucruri discutăm astăzi cu invitatul meu, domnul Traian Dobre, președintele Asociației Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Iași. Bună ziua, domnul Dobre, bine ați revenit în platoul nostru. Sărmâna, bună seara, bună ziua, depinde când se transmite emisiunea. Da. Acum fiind vineri, ora 13 și 10 minute. Exact acest lucru vreau să le spun și eu telespectatorilor, faptul că discutăm în baza informațiilor pe care până le avem vineri oră. Până la ora 13. Și știu că înainte de emisiune mi-a spus, eu vă spuneam că s-ar putea ca USR Plus să meargă în continuare cu premierul Câțu în guvernul PNL-USR, atâta timp cât vor obține niște funcții politice. Dumneavoastră a spus că nu. În primul rând, bună ziua, stimați telespectatori. Dacă vă aduceți aminte, cu mulți ani în urmă, Italia a fost bântuită aproape un an de zile de o criză politică, unde câteva zeci de guverne s-au perindat în această perioadă. În schimb, din punct de vedere economic, Italia n-a suferit cu nimica. Asta înseamnă că avea o economie de piață consolidată. La noi lucrurile văd că depind de politic, din nefericire. Concluzia, economia noastră de piață nu este consolidată. Stimați telespectatori, am văzut astăzi o hartă. Prețul la energie electrică în UE, în țările UE. România, să în sfârșit vă dau o veste formidabilă, nu mai este ultima, este prima. Are cel mai mare preț la energie din Uniunea Europeană. Până și Bulgaria are 114 lei, Grecia 130, România e pe primul loc la preț, la mărime, e vorba de energie, cu 161 de lei megawatt. Deci este ceva colosal. Franța, 18,8. Și am ales Franța și cu România, pentru că mulți vă spune, să vă spun eu cum este cu ei și. O firmă din Franța, care face un produs și are o tehnologie de vârf, comparativ cu o firmă din România, care face același produs și are aceeași tehnologie de vârf, prețul la firma, prețul de cost a firmei din Franța va fi mult mai mic decât în România. Și fără să primească ajutor de la stat. Nu mai discutăm de ăla. Pentru că nu există produs în lumea asta să nu aibă înglobat energie sub diversele forme. Și atunci, dacă prețul la energie în Franța e de 19 și la noi e 161,28, vă dați seama că prețul la noi, în aceleași condiții, tot este mult, mult mai mare. Iar dumneavoastră, care produs îl veți cumpăra, indiferent din ce țară a Uniunii Europene? Aici, aici trebuie să vă oprești și să vă contrazic, pentru că în Franța salariul minim este ăla și în România e mai mic salariul. Eu vorbeam de cu totul altceva. Și atunci nu se mai vinde produsul românesc, că e mai scump, să vinde produsul francezesc. Și asta ce înseamnă? Că dăm de lucru unui francez, nu unui român. Este de neexplicat și din alt punct de vedere. România are energie. Are petrol, are gaze, are cărbune, are energie solară, are energie, are un climat favorabil energiei eoliene și de ce nu cândva era și biomasa. Au încercat unii să ne bage pe gât încă o formă de energie, dar aia ne cam desființa. Dar asta este altă lucru. Și atunci toată această scumpire
absolut artificială, cu această diferență de preț care s-a mărit de la costul efectiv al energiei, el a ajuns atât, ei, din bucata asta la altă de profit, toată pleacă afară. Pentru că redevențele sunt aceleași de peste 10 ani mai bine de când s-a produs privatizarea petrolului. Și atunci, guvernanților care vă spun de la început, n-aveți ce căuta. Stai, vă opresc la care guvernanți? Aproape toți care au fost. Aproape că toți la ora actuală da. Nu știm ce și cum. Nu, dar nu-i vorba de asta. Și pentru ca să vedeți calitatea clasei politice, când am ieșit din birou, mi s-a dat o hârtiuță. Am să îmi permit să o citesc. Cioloș, mesaj dur la adresa PNL înainte de ședință. Avem moțiunea și mergem până la capăt. Dacian Cioloș, mesaj de ultimă oră, chiar înainte de ședința coaliției. Știu că PNL-ului nu îi vine să creadă că vom merge până la capăt. Ne-au subestimat și vor suporta consecințele. Asta scrie pe pagina de socializare Cioloș. Da, dar crezând totul că... Totul în contextul în care astăzi are loc ședința coaliției. E același partid. Dați-mi voie și ei se mănâncă între ei, dacă m-ai invitat la asta. Vă rog. Și ei se mănâncă între ei pentru ce credeți? Pentru Ciolan. Dacă s-ar mânca așa între ei pentru dumneavoastră, pentru că sunteți români, pentru România, mi-aș scoate pălărie, i-aș saluta, le-aș face și papuci. Exagerez, bineînțeles. Dar vreau să vă spun că m-aș pleca în fața lor. Dar așa, nu merită nici măcar să discutăm despre ei. Și de ce să nu discutăm la modul absolut corect? Știți că și noi purtăm o mare, mare vină. Unu, avem drepturi și obligații. Unul din drepturi și obligații în același timp este de a merge la vot, de a ne informa, de a vedea cui dăm puterea 4 ani. Am dat-o și uitați ce se întâmplă. Este incredibil când un, ce să-i spun, analfabet, ar fi prea mult. Pentru că sunt și analfabet de bun simț. Dar nu, eu nu-i jignesc, că n-am spus nici în nume. Au ajuns în Parlament, deci... Au, ce cultură au, ce pregătire au, ce știință au. Fiecare cu pregătirea cu lui, care o are. Care o are, da. Care nu are, de fapt. Hmm. Care este atâta. Bun, acești oameni nu ne conduc în folosul României, nici nu știu. Dar de a face aceste lucruri și de a desființa România ca țară, pentru că dacă continuăm așa, România se desființează. Acuși ajungem la 53% din PIB datorie externă. Suntem aproape. Când ajungem la 60%, Uniunea Europeană și toate băncile din lume încetează de a ne mai da. Anul ăsta plătim 1,6 miliarde de euro credite restanțe și dobânzi. Tot atâta cât între 80 și 89 România a răbdat de foame ca să plătească cele 10 miliarde de dolari care era datoare atunci. Având industrie, având agricultură, având economie și bineînțeles cu sacrificiile de rigoare. Mergeam din două în două săptămâni cu mașina, aveam căldură și energie electrică cum o aveam. La Iași nu prea s-a simțit lipsa, știu de ce, dar nu părăsc că nu-i frumos. Și toate aceste lucruri, de ce? Pentru un nenorocit de scaun. Și vreau să vă spun un lucru. Un om responsabil, un om conștient, un om modest, aproape că e frică să accepte astfel de funcții. Pentru că astfel de funcții presupune să nu dormi noaptea de grija problemelor care le ai. Deci, încă o dată, când aveți posibilitatea și aveți dreptul să dați puterea dumneavoastră unor oameni, gândiți-vă de 10 ori înainte de a băga bilețelul ăla în urna de vot.
Pentru că trebuie să alegeți numai oameni care știu carte. Dar nu-i suficient. Oameni care vor să facă ceea ce au făcut pentru ei și au făcut, să vede ce au făcut. Deci asta le confirmă știința de carte. Și care vor să facă și pentru dumneavoastră. Și vor să facă sacrificiu pentru dumneavoastră. Numai pe aceea îi alegeți. Păi și dacă nu avem din ce alege, pentru că se votează pe liste. Nu pot să sugerez eu soluții. Știu ce vrei să spui. Votul unui nominal pe listă. Pe listă de partid. Atunci... Eu spun de peste 10-15 adică, ani. Adică, eu vreau să-l votez pe respectivul, că e din PNL, că da. Nu mă, da, pe el vreau să-l votez, nu vreau să dau puterea partidului. Că s-ar putea ăla să fie pe locul 30. Dacă votez, dau multe voturi la un om pe listă, voturile alea se transferă și se reflectă și asupra partidului. Da, dar acel om, dacă e pe locul 30 pe listă, eu pe ăla vreau, ăla vreau, da, să mă reprezinte. Cine e pe primul loc, știi? Păi șeful. Păi șeful, nu? Șeful iese întotdeauna. Președintele organizației județene este pe primul loc. Președintele organizației... Cei care au contribuit din greu, tot pe primul, pe al doilea loc, pe al treilea, deci, da. Stai și te gândești, dom'le, bun, aleg, dar dacă nu am ce alege, mulți așa spun, dom'le, nu am din cine să aleg, nici nu mă mai duc la vot. Că nu am, pe oricare aș vota, e o apă și un pământ. Da, dar hai să revenim la prețul de energie. Așa, influența politicului asupra... Așa. Economicului. Păi, asta este o... Da. De ce nu renegociem redevențele? Nu vor ceilalți? Nu le mai dăm petrol și gaz. Care-i problema? Dar n-am ajuns la 53% datorie din PIB și atunci mai conducem noi țara? Păi nu. Păi nu. Da. Dar vreau să vă spun. Păi dacă în România de 9 ori e mai mare prețul la energie, salariul în România oare de 9 ori mai mare ca în Franța? Vă dați seama cât e diferența de nivel de trai este cumplită. Cu toate că nici acolo nu curge grăuri de lapte și miere, impozitele și taxele la stat sunt imense. Dar țin minte, imense, cum spun eu, țin minte de francezi care fug de acolo, o să duc în alte țări, ca să nu plătească 80 și ceva, aproape 90%. Pentru că, cinstit vorbind, oamenii care, într-adevăr, fac afaceri cinstite într-un fel, că afacere cinstită nu există, într-un fel am spus, ăla muncește zi și noapte. Ăla nu doarme. Ăla este, de fapt, sclav. Și pentru faptul că, dacă ai o firmă, nu e a ta, cu toate că poate ești singurul acționar la... Da, dar politicul te poate îngropa. Și aici facem legătura prin modificarea neadecvată a legislației, prin lipsa de predictibilitate. Vă aduceți aminte câți politicieni nu le tăcea gura cu această predictibilitate? Ca să poți azi, cu 2 lei care ai muncit cu greu, fiind slugă în altă parte și aducându-ți niște bani, să faci o afacere și să poți să-ți calculezi că anul ăsta am câștigat 5 euro, la anul am câștigat 10 euro, ca să poți să-ți faci un grafic de rambursare a datoriilor, că datorii sunt, nu spun de rambursarea a eventualelor credite. Deci, cum se spune la români, capra e moartă în păpușoi. Da, bun. Suntem la finalul acestei emisiuni, o concluzie care dă fiori așa pe spate. E pura realitate. Tocmai de asta te strânge în spate. Mulțumim foarte, foarte mult pentru participarea la emisiune. N-aveți pentru ce. Îmi pare rău că v-am spus lucrurile astea, dar singurul lucru care eu îl pot face e de a vă spune realitățile și a încerca să ne trezim cu toții la această viață deosebit de dură și să facem în așa fel încât pe toate formele democratice de care ne bucurăm să ne manifestăm pentru că orice zi întârziere această datorie se cumulează și nu o să ne ierte nimeni nici măcar de un cent. Doamnelor și domnilor, la finalul acestei ediții ați văzut și dumneavoastră anul acesta toate scumpirile s-au ținut în lanț. Scumpirile acestea sunt generate în foarte mare măsură de instabilitatea politică.
Dacă vor continua cu aceste jocuri politice de a șoarecele și pisica, cei care au de pierdut suntem noi, românii, populația. Nu ei, ei își vor găsi bani. De aceea este bine ca atunci când mergeți în anul electoral, mergeți la vot în primul rând. Mergeți la vot ca să vadă că mergem în număr mare. Ca să înțeleagă și ei la un moment dat că forța o reprezintă electoratul. Și fiți foarte, foarte atenți cu ei dați acel vot. Până data viitoare, cele bune. La revedere!